Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fosta vedetă TV Rareș Bogdan, acum vedetă PNL. Vezi, Rareș a reușit să facă ce ne gândeam noi să facem. Deci ne-a luat fața cu ideea, nu mai putem să facem acest. A, s-a ales, e da, europarlamentar și o să aibă pensie de aia ca lumea. Să ne facem noi europarlamentar, nu mai mergeam, mă, dacă s-a făcut Rareș Bogdan. Că da, văd că te afectează dacă te duci europarlamentar. Așa din apare, vedetă, da. TV. Da. N-am știut. Ce n-ai știut? Că e europarlamentar. Vezi, s-a ales chiar și fără să știe Luca. Tare. Da. Respect. Și a asigurat o pensie faină. Da, în media asta e impresia. Dacă dă unul primul, ceilalți nu mai sunt interesați. Așa și cu Rareș. S-a făcut el europarlamentar, noi trebuie să rămânem jurnaliști. Sau ce suntem noi aici la deșteptarea. Dar suntem atenți la ce fac ei, nu? Fosta vedetă TV Rareș Bogdan, acum vedetă PNL, are o idee ieșită din comun. Neobișnuită. Și dânsul este destul de neobișnuit. Deci ideea este... Deci are o idee ieșită din comun pentru a scăpa de... Zine, domnule, ideea. Cătălin Drulă de la Ministerul Transporturilor. Vă reamintim, ministrul Cătălin Drulă propus de USR, i-a înfuriat pe liberali, rău de tot, cărora le-a refuzat niște numiri dubioase de politruci pe funcții la stat. Și niște parlamentari PNL au fost înregistrați pe când încercau un mic trafic de influență și se plângeau că Drulă e un câine, domnule, nu te poți înțelege cu el. Adică nu te poți înțelege cu el să faci și tu o mânărie cu banul public. Și de-aia lui Drulă îi se mai spune acum și Drulău. Drulă, Dulău. Drulău. Bravo! Am înțeles. Revenind, domnul Rareș Bogdan propune acum comasarea Ministerului Transporturilor cu Ministerul de Interne. Așa. Unde e un ministru, e un liberal bun la toate. E domnul Lucian Bode. Poate ți-am mai auzit de dânsul. Și transformarea acestor ministere, țineți-vă bine, în Ministerul Transporturilor Interne. Tu vorbești serios? Da, nu e bag. Citez. Uite ce spune domnul Rareș Bogdan la o reuniune a fruntașilor PNL. Eu, zice el, am spus, sper ca de data asta să nu se mai creeze un breaking news. Nu-mi doresc. N-am făcut breaking news. E practic în programul nostru obișnuit. Deci am spus că la un moment dat poate ar trebui să se facă un minister al transporturilor interne. Adică un minister al transporturilor și al afacerilor interne împreună, pe care să-l conducă un singur om, Lucian Bodea. Bode, a spus Bode. Rareș Bogdan. Ceea ce nu e rău așa pentru eficientizare, aș băga și externele. Să fie... Ca să fie toate. Ministerul Transporturilor Interne și Externe. Corect. Că poate vrei să mergi intern, poate vrei să mergi extern. Dacă faci doar Ministerul Transporturilor Interne, ce faci? Te duci până la graniță și la graniță... Trebuie să schimbi ministerul. Trebuie să schimbi ministerul. Da. Practic, intri pe ministerul... Celălalt. Pentru românii de pretutindeni. Exact. Ah, deci Ministerul Transporturilor Interne, Externe și al românilor de pretutindeni. Pentru românii de pentru românii de pretutindeni, peste tot. Peste Există? Pentru români, nu știu. Da, există ministerul ăsta. Vezi, asta e că e pentru noi ăștia care profanii, cum sunt eu reprezentant al lor, noi nu știm câte ministere sunt și câți ministri, dar ar fi mai bine să fie 3-4 ministere mari și late. Dar știi că le plătești salariile. Să le fie de bine, dar... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.